E da, da? Da. Așadar, dragilor, pornim lecția la clasa 10-a. Și să vedem ce chestiuni. Era făcut geometrie. Geometrie. Nu? Astăzi facem un singur exercițiu de algebră. Da? Așa, și restul geometrie. De ce? Pentru că mâine am algebră, dar am două exerciții din care unul reușesc să fac singur. La algebră, da? Da. Și, sau dacă aveți ceva... Mi-a rămas mintea la funcția aceea bijectivă, știi, când am făcut cu radicalul acela. Da. Și Cristi a pus lecția de așa. I-a plăcut și lui probabil foarte tare și intitulată funcții bijective, o problemă cu funcții bijective făcută cu Andreea. Chiar așa se intitulează. Tu n-ai luat multe multe. Da. Dar partea a doua era cea mai tare. Funcția geul. Da, geul era. Acolo era foarte, foarte frumoasă, da? Da. O să încercăm să o facem. Da. Dar mai întâi, hai să vedem ce ai tu ca temă. Spui că ai făcut două din ele. Da. Vreau să și le văd. Să vedem. Discutăm, nu de rezolvă, da. Discutăm. Păi era așa, se consideră M, mulțimea M. Deci mulțimea M mare. Da. Cu elementele de la 0 la 5. 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Da. Spune așa, determinați numărul tripletelor ABC cu proprietatea că ABC aparține lui M și A mai mic ca B mai mic decât C. Deci să găsim tripletele ABC, așa, A, B, C, în care A mai mic decât B mai mic decât C. Pe asta nu sunt aranjamente, nu? Aranjamente, pentru că este, da, pentru că este condiția ca A să fie mai mic ca B, să fie mai mic decât C. Deci, tu zici că este aranjamente de 5. De 5 luate câte 3. Aranjamente de 5. De 6. De 6, parcă. 6, da? 6, 6 da. Acolo, 1, 2, da. 3, 4. Sunt 6. 6 luate câte 3. 3. Dar aranjamente ce erau? Numărul de submulțimi formate, câte ca elemente, câte sunt așa. Acolo. Numărul de submulțimi, poate câte ca, dar ordonate. 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 Da. Și asta, da. Da, da. Și atenție, da. Ordonate, asta era important. Sunt aici... Este numai o anumită ordine, nu toate ordonările. Da, deci ar trebui să fie combinările. Deci combinări la combinări? Combinările sunt neordonate. Neordonate, da? Da, și neordonate înseamnă că le luăm în ordinea în care sunt acolo. Așa. Și ordinea lor este crescătoare și ordinea în care le-am luat ar fi, ar îndeplini condiția ca A mai mic, B mai mic, C. Deci asta... Asta este important. Da. Pentru că dacă tu ai fi luat așa, la aranjament, ar fi fost așa, 0, 1, 2, nu? Da. 0, 1, 2, o situație, dar ar fi fost și 0, 2, 1 și 0, nu, 1 pe 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 2, 0, 1 și 2, 1, 0. Deci, numai cu prima echipă se fac și toate ordonările. Da. Da? Și pe urmă, iarăși cu următoarea și sunt mult mai multe. Aranjament de 6 luat de câte 3 ar face cât? 6 factorial. 6 factorial supra 3 factorial. 3 factorial. Supra 3 factorial, atât, da? Sau mai este păi 3 din 6 minus 3? Aranjamente? Da, 6 supra 3, 6 factorial. 6 minus 3 factorial, ca să spunem, da? Că s-a întâmplat să fie tot același lucru. Da, da. Și face cât 3 factorial,
ori 4, ori 5, ori 6, și va 3 factorial. Și egal cu 120. Acum 120. Deci sunt 120 de ordonări. Da. Da? Pe când la combinări de 6 luate câte 3, unde nu mai ținem cont de ordine, înseamnă 6 factorial supra, ăsta de sus 3 factorial, supra diferența. 6 minus 3 factorial. Da? 6 da. Minus 3 factorial și face... 3 factorial 4, 5 ori 6 supra... Deci 4 ori 5 ori 6 supra 1 ori 2 ori 3. 6 cu 6 și fac 20. Da. Deci vezi? E cu totul și cu totul altceva. Da. Și chiar mă vine, zic, dacă trebuie să fie așa, înseamnă că trebuie să fie într-o, cum zic, în, să fie în ordinea lor, așa, și ziceam... Deci, nu mai, când ne schimb la aranjamentele, toate posibile, da. Cele trei toate posibile. Așa e una singură, în ordinea aceea. Da. E tocmai ordinea aceea ascundea faptul că e vorba de, de combinare. Da. Asta, asta e lucru important. Da, altă chestiune. Așa, se consideră dreapta de 1 paralelă cu dreapta de 2. Deci dreapta de 1 paralelă cu de 2. Și punctele A, B, C aparțin drepte de 1. Așa, deci A, B, C aparțin de 1. M, N, P, Q aparțin lui de 2. M, P, Q, 4 puncte aici, nu? Da. Nu de 2. Determinat numărul triunghiurilor care au toate vârfurile în mulțimea celor 7 puncte date. Deci găsim toate triunghiurile care au vârfurile în mulțimea celor 7 puncte date. În mulțimea celor 7 puncte date. Hai să... să imaginăm un pic, ca să înțelegem problema, că nu pot o dată, deci A, B și C. Și aici M, N, P și Q. Dar trebuie să conținem toate punctele acelea. Deci. Care ar fi... Hai să vedem câteva triunghiuri, poate ne dăm seama, poate ne vine în minte. Hai să zicem triunghiurile care au două din puncte. Pe prima dreaptă, pe D1. Și asta e dreapta D2, nu? Da. Care ar fi triunghiurile? Odată AB-ul și cum... Da. Da? Turma AB cu N, AB cu P, AB cu Q. Deci câte fac? Dacă pe AB îl țin fix, mână pe Q, 4. Da. Și pe urmă, duc pe AC, deci fixez AC-ul de bază, și iar mână pe Q. Or fi... aranjamente de 7 la câte 3. Aranjamente de 7 la câte 3. Pentru că se iau toate posibilitățile, toate combinările posibile, ca zic așa.
Nu, nu trebuie să facem distinții între combinări și... Nu, cum toate valorile posibile, cum zic. Sia ABM, dar sia și ABN, sia și ABP și AB... După, sia AC, sia toate punctele, toate câte... La aici, la ABC, câte variante păstrând două din puncte aici? Două de aici. Dacă păstrez două din puncte de aici, a. Câte variante? Patru. Ar veni AB, AC și BC. Adică, nu? AB, AC și BC. Deci, AB sau BA nu are importanță. Da. E tot aceeași segment. Da. Deci ar fi combinări. Combinări de 3 la câte 2. Combinări de 3 la câte 2 ar fi odată AB o situație, AC. B și BC, da? Deci combinări de 3 la câte 2 și fiecare înmulțit de câte? De 4 ori. Da. Deci câte triunghiuri aș face? De 4 ori combinări de 3 la câte 2 plus mă mut în partea asta altă. M, N și cu ABC. M, P și cu ABC. Aici sunt câte posibilități? Combinări de 4 luate câte 2, nu? Da. Și de 3 ori. De 3 ori. Deci plus de 3 ori, combinări de 4 luate câte 2. Astea sunt toate triunghiurile care se pot forma. Da. Deci 4 combinări de 3 la 3 de 2 plus de 3 ori combinări de 4 la 3 de 2. Și fac în total 4 ori combinări de 3 la 3 de 2 combinări de 3 la 3 de 1 face ori 3. Da. Deci combinări de 4 combinări de 3 la 3 de 2 este cât combinări de 3 la 3 de 3 minus 2. Care înseamnă combinări de 3 la 3 de 1. Iar combinări de 3 bate câte 1 face 3. 3, da. Deci 4 ori 3 plus de 3 ori combinări de 4 bate câte 2. Ăsta de sus îmi spune, plecând de la 4, 4 ori 3, iau 2 factori, da. Supra 2 factorial. Supra 2. 4 cu 2 și 2. Și atunci vine 4 ori 3, 12, plus 3 ori 2, 6, ori 3, 18. Da. Sunt 30 de triunghiuri. 30 de triunghiuri care se pot forma. Da. Ce vreau să te să-ți propun? Sigur că poți să merge pe combinări sau aranjamente. Trebuie să fie una din ele. Da. Dar nu degeaba au spus două drepte paralele, nu degeaba nu știu ce, nu știu cum. Adică una din laturi este pe una din drepte. Două puncte acolo sunt pe una din drept, cealaltă, vârful al treilea, deci gândim, analizăm. La matematică este esențial un lucru. Să nu să socoți problema dinainte făcută. Fiind la capitolul aranjamentul combinării, este cam asta. Ori aranjamentul, ori combinării, 7 puncte acolo, 7 luate câte 3, aranjamente sau, zice, aranjamente sau ce? Sau combinări. Rămâneți decizi aici. Dar 7 cât 7 puncte și practic câte 3, cât se iau câte 3. Dar depinde cum se iau aici. Da. Da? Deci așa trebuia văzut. Da. Trecem la geometrie. Și să vedem la geometrie ce îmi spui. Cred că este timpul să facem problema aceea la geometrie, ca ți-am spus-o eu, care era foarte dificilă. Prin geometrie sintetică. Și acum, prin geometrie analitică, să vezi ce frumoasă și ce interesant merge. Că avem toate cunoștințele. Da. Dar, zi-mi pe-a ta problema care ai ca temă și cum mă duc la asta. Da. Se consideră trei drepte, de 1, de 2 și de 3. Da. Se dau ecuațiile și determinați
A, deci de 1. De 1 de ecuație. 2x plus 3y plus 1. Plus 3y plus 1. Egal cu 0. De 2. De ecuație 3x plus y minus 2 egal cu 0. Da. De 3 de ecuație x plus y plus a egal cu 0. Plus x plus y plus? Y plus a. A, un parametru. Determinați a aparține lui R, pentru care cele trei drepte sunt să se determine a aparține lui R, așa încât cele trei drepte să fie concurente? Da. Așa încât D1 intersectează de 2, intersectează de 3, egal un singur punct A. Cum mai de gând să facem? Păi... Le aranjăm altfel, să aflăm pantele. Da, de ce te gândești la pante? Care e obiectivul? Am putea reprezenta cele trei drepte? Da. Nu, două din ele, sigur. De ce două din ele? Pentru că la trei avem acea... Deci la trei avem un parametru acolo, da? Și două din ele se pot intersectează obligatoriu. Da. Numai dacă nu s-ar intersecta, dacă ar avea aceeași pantă. Deci de 1 și de 2, dacă ar fi paralele, ar trebui să aibă aceeași pantă. Ori dacă nu e aceeași pantă, se intersectează undeva. Și chiar putem găsi coordonatele. Adică rezolvăm sistemul celor două. Ah. Deci putem găsi punctul de de 1 intersectat cu D2. Deci mai întâi facem D1 intersectat cu D2, care ne dă un A. Și rezolvăm sistemul 2X plus 3Y plus 1 egal cu 0 și 3X plus y, minus 2, egal cu 0. Înmulțim jos cu minus 3. Deci, cu minus 3 ca să îți ducem pe y. Da. Și atunci apare 2x plus 3y plus 1 egal 0 și minus 9x minus 3y plus 6. Minus 9x minus 3y plus 6 egal cu 0. Echivalent cu minus 7x plus 7 egal 0. Adică x egal cu 1. Cu x egal cu 1 ne ducem în prima ecuație și găsim y-ul. Și vine 2 plus 3y plus 1 egal cu 0. Adică 3y plus 3 egal cu 0. Adică y egal cu minus 1. Deci avem A mare de coordonate, l-am găsit acum, 1 și minus 1. Și pe aici trebuie să treacă și a treia dreaptă. Ca să fie concurente, nu? Să se îndrească în același punct. Deci, D1 intersectează de 2, intersectează de 3, egal cu punctul A, dacă și numai dacă, A-ul ăsta aparține și dreptei de 3. Da? Asta se aparține dreptei de 3. Adică, când de 3 trece pe la A, cât este X-ul și cât este Y-ul când trece pe la A mare? X-ul lui devine 1 și Y-ul devine minus 1. Deci, asta se întâmplă dacă și numai dacă, X egal cu 1 și Y egal cu minus 1. Adică în dreapta înlocuim. 1 minus 1 plus A se facă 0. Adică rezultă că A e la 0. Termină problema. Da. Deci așa trebuie să învățăm să gândim. Toate trei trec în același punct. Două din ele se intersectează într-un punct, găsim coordonatele și acest punct se află și pe dreapta a treia. Înseamnă că
X-ul și Y-ul cu drepte respective, când trece pe acolo, este X-ul lui A și Y-ul lui A. Mare, da? Y-ul lui A. Și acum, haideți să facem problema. Mai e ceva? Facem problema și... Zi-mi dacă mai e ceva la temă. Mai am câteva la... Hai să reprezăm tema întâi. Mai am 8 exerciții din genul ăsta. Hai să vedem. Așa. Arătați că punctele A, B, C sunt coliniare. A de coordonate minus 1 și 5. Deci A de coordonate minus 1 și 5. B de coordonate 1 și 1. 1 și 1. C de coordonate minus 3 și 3. Minus 3 și 3. Da. Să se arate că A, B și C coliniare. Ca să fie coliniare, înseamnă că trebuie să fie pe aceeași dreaptă. Pe aceeași dreaptă. Ca să fie pe aceeași dreaptă. Ecuația dreptă care trece prin două puncte o putem scrie. Da. Scriem și noi ecuația dreptă care trece prin două din ele și primul obligăm pe, sau constatăm dacă al treilea se află pe dreapta. Adică dacă coordonatele s-ar verifică ecuația dreptă. Foarte simplu. Deci, hai să scriem la bente. Ecuația dreptă a B. Ce mi-ar trebui? Fiindcă știu că A și pe B, cum procedăm? Care e? Noi cum procedăm? Acum panta și... Panta lui AB e minus A B egal cu? Y B minus B A super X B minus X A. Și avem 1 minus 5 supra 1 plus 1. La 2. Minus 4 pe 2 egal cu minus 2. Egal cu minus 2. Și atunci... Și avem punctul A de coordonate minus 1 și 5. Minus 1 și 5. Rezultă și panta e egal cu minus 2. Minus 2. Scrie ecuația dreptă când un punct și o direcție. Și zicem Y minus... Y minus 5 egal cu minus 2 pe lângă X plus 1. Minus 2 pe lângă X plus 1. Plus 1, da? Adică Y minus 5 egal cu minus 2X. Minus 2. Ducem tot un minus 2. Da. Și vine că Y... 2X plus 2X plus Y. Minus 3 egal 0. Minus 3 egal cu 0. Asta e dreapta A, B. A, B, două puncte. Dacă scrie pe aceea, ar trebui să fie aceeași. Nu? Da. Și atunci înseamnă că sunt coliniare. Dar de ce să mai scriu și pe aceea? Cel mai bine este să fac ce acum? C-ul trebuie să aparțină dreptei și astea. Da. Lui AB. Asta dacă și mai dacă, coordonatele de derisipe, adică ce trebuie să se întâmple? Minus 3 și 3 să fie pe coadă. Alo? Bună seara! Acum sunt într-o lecție din matematică și veniți mai târziu. Dacă aveți copii, peste o oră, cât e ceasul acum? Așa, peste o oră. Da, bine. La revedere. Da. X-ul ar trebui să fie minus 3. Da, deci X-ul e egal cu minus 3. Și Y-ul o să fie? 3. 3. Și înlocuim, să vedem dacă verifică. Vine 2 ori. Minus 3. Minus 3. Plus 3. 3, 3 minus 3. 3. Facă 0. Vine minus 6 plus 3 minus 3. Plus 3 minus 3. Minus 6 egal 0. 0, da. 0. Fals. Da. Deci nu e adevărat că punctele sunt coliniare. E datul greșit. Hai să mai vedem o dată. Ori am greșit noi. Da. Deci ori noi am greșit, ori nu mai dat coordonatele corecte. Deci A de coordonate cât minus 1 și 5. Minus 1 și 5. B de 1, 1 și da. C de minus 3, 3, zici, da? Da. Și am scris ecuația dreptei AB. Adică M indice AB, YB minus YA supra XB minus XA, adică YB 1 minus 5 minus 4, 1 minus minus plus 1, 2, minus 2.
Și am luat pe A de minus 1 și 5 și vine Y minus 5 egal cu... C de 3 și minus 3. Cât? 3 și minus 3. C de 3 și minus 3. Păi vezi? 3 și minus 3. Și acum... Și acum ar veni... 3 și minus 3. Și vine 2 ori 3. 6. 2 ori 3, 6. Și minus 3. Și minus 3. Da. Face zeamă. E adevărat. Și înseamnă că puterea ABC sunt coordinate. Hai să vedem altă, altă chestiune. Determinat M aparține lui R. Deci găsim pe M din R. Astfel încât. Deci determinat M aparține lui R. Astfel așa încât punctele A de 3 și 3. A de 3 și 3. B de 2 și 4. B de 2 și 4. Și C de 2M și 1 minus M. Da. Să fie coliniare. Păi avem ideea acum. Da. Cum facem? Scrim ecuația de pe AB. Deci pentru AB, M indice AB egal cu YB. Y asupra Y. Minus X. Egal cu? 4 minus 3, 1. Supra. 4 minus 3, supra. 2 minus 3, minus 1. 2 minus 3, minus 1. Și facem 1 pe minus 1 și egal cu minus 1, da? Da. Și acum luăm un punct de bază, A de 3 și 3. Și partea minus 1. Scriem ecuația dreptă, că îți dă un punct și o direcție și vine Y minus Y0 minus 3. Y minus 3 egal cu minus 1 pe lângă X minus 3. X minus 3, da? Da. Echivalent cu? Y plus X. Y plus X. Minus 6 egal 0. Minus 6 egal cu 0. Și ce-o aparține? Asta e dreapta AB, da? Da. Ce-o aparține dreptei A? Ce o aparține dreptei A de? Dacă și mai dacă coordonatele sale, verifică ecuația dreptă. Adică Y indice C plus X indice C minus 6 face 10, da? Da. Și Y plus C este 1 minus M. 1 minus M plus 2M minus 6 egal cu 0. Ceea ce înseamnă că M minus 5 egal cu 0, adică M egal cu 5. Termin. Alte chestiuni? Să se calculeze distanța de la A de coordonate minus 3 și 2. Deci distanța de la A de coordonate minus 3 și 2. La dreapta D de... de ecuație. De ecuație. 3x minus 4y. 4y minus 1 egal 0. Egal 0. Hai să și reprezentăm ca să vedem așa cam cum gândim. Reprezentăm și punctul și dreapta de ecuație. Și până aflăm. Ducem perpendiculara din A și locul ne și atunci vedem exact care este distanța. Deci, am să fac aici în curs ca să succedam, da? A de minus 3 și 2. X-ul e minus 3. 1, 2, 3 și 2, da? Da. 1, 2. Deci A de coordonate minus 3 și 2. Și cum îl reprezentăm dreapta asta? 3x minus 4y minus 1 egal 0. Păi dăm x o valoare x y cu două puncte, trebuie. Două puncte determină o dreaptă și numai una, da? Deci pentru x egal cu 0 rezultă că y-ul va fi egal cu
cât? Minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Și pentru x egal cu 1, rezultă că y. Minus 3 pe 4. Păi cât vine dacă e 1, 3 minus 1, 2. Îl duci în minus 2. Y egal cu 2 pe 4, nu pe 2 pe 4. Da. Hai să vedem dacă nu-mi zici bine. Deci pentru x egal cu 0, y e clar că e minus 1 pe 4. Da. Și pentru x 1, da, da, fi, da. 3, minus 1 fac 2, 2, plus 2 în partea celor minus 2. Și y e minus 2 pe minus 4 face 1 pe 2. Hai să reprezentăm. X 0, y e minus 1 pe 4. Y e minus 1 pe 4. Adică împărțim în 4. Și luăm o pătrime. Ăsta e punctul, un punct. Și x-ul e egal cu 1 și y e 1 pe 2. Când x-ul e 1, y e o doime. Și iată punctul. Și ducem prin cele două puncte dreapta. Da? În cele două puncte trece dreapta asta. Și atunci, iată, asta este perpendiculară adusă din punctul A, înțeapă în A1, da? Da. Înțeapă în A1. Și distanța A1 li se cere. Distanța de la punctul A la dreapta D, asta este dreapta D, distanța de la A la D. Hai să luăm cu D1 dreapta asta, la D1. Da. Este egal cu lungimea segmentului A, A1. Pe ala nu știu, dacă nu aflu și coordonatele lui A1, aflu lungimea segmentului A1. Da. Da, da, cum găsesc pe A1? Păi dacă e perpendiculară, da, atunci pantele sunt inverse și se schimbă. Și eu am un punct, am să aflu panta de aici, inversez cu se schimbă al dreptei de 1 și o să scriu ecuația perpendiculară. Și dacă am cele două ecuații, acestea și cu astea, ca să găsesc punctul A1, trebuie să aflu pe... Rezolvăm sistemul celor, da, două. Da. Rezolvăm sistemul celor două și găsim pe A1. Coordonatele am găsit și până scriu distanța de două puncte. Da. Deci, hai să punem la treabă, zic. Păi, avem panta lui M de 1, o rescriem. Scriem ecuația. Deci, zicem, minus 4y egal cu minus 3x plus 1, da? Da. Împărțim totul prin minus 4. Y egal cu 3 pe 4 ori x plus minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4. Atunci panta M de 1 egal cu 3 pe 4. M de 1 egal cu 3 pe 4. Și A, A1 perpendicular pe M, pe D1, dacă și numai dacă? A, A1 perpendicular pe D1, dacă și numai dacă M indice de 1. M egal cu minus 1 supra M, A1. Sau M, A1, cât pe asta. Da, da. A, A1 egal cu minus 1 pe M, de 1. Invers aș cum se schimbat. Adică minus 4 pe 3. Nu așa? Da. Și avem acum A mare de coordonate. Minus 3 și 2. Minus 3 și 2. Avem panta minus 4. M indice de 1 egal cu minus 4 pe 3. Și acum? Coordonatele punctului care trece. Scriem ecuația drept, îți dă un punct și o direcție. Da. Y minus... Y minus 2 egal minus 4 pe 3, pentru că x plus 3. Pentru că x plus 3. Mulțim cu 3. Echivale, poate spune că... 3y minus 6 egal cu minus 4 x minus 2. X, da? Da. Și minus 12. Echivale cu... Sunt 4x plus 3y plus 6 egal 0. Deci 4x
plus 3y plus 6, da? Da. Plus 6 egal cu 0 este ecuația dreptei A1, da? Da. Așa, A1. Și acum, să atunci A1... Ca să găsim pe A1, coordonate la A1, îți găsim între ecuația astea și a drepte date. Da. Adică e vorba de 3x minus 1 plus sau minus 1. Minus 1 egal 0. Minus 1 egal 0. Și? Și mulțim sus cu minus 3. Sus cu minus 3 și jos cu? Și jos lăsăm așa. Nu, sus cu minus 4, pardon. Sus cu minus 4 și jos cu minus 3. Și jos cu minus 3. Pe cine vrei să le duci? Pe? Pe Y. Pe Y. Păi, dar de ce cu? De ce mergem numai cu 4 și cu 3? De ce cu minus și minus? A, da. Că deja una un plus și da? Deci cât face? 16. 16x plus 12 y plus 24 egal 0. Da. Și 12 x minus 6... Nu, minus 12 y. Așa. Minus 3 egal 0. 12 plus 12 y. Și rămâne 28 x. Da. Plus 21 egal 0. 21 egal cu 0, deci x egal cu... x egal cu minus 21 supra 28. Minus 21 supra? 28. 28, simplificăm prin 7. Și vine minus 3 pe 4. 4. Și atunci înlocuim la a doua. La a doua. Și o să zicem 3 ori. 3 ori minus 3 pe 4. Minus 4 y egal cu 1. Minus 9 pe 4, minus 4 y egal cu 1. Mulțim cu 4. Adică minus 9 pe 4. Minus 4 y egal cu 1, nu? Da. Și ai nu zis că mulțim cu 4, da. Este tot. Vine minus 9. Minus 16 y egal cu? 3. 4. Da. Adică 16 y. 16 egal cu... Minus 9 minus 4 minus 13. Minus 13. Și atunci y egal cu minus 13 supra 16. Minus 13 supra 16. Avem punctul A1 de coordonate. Deci să vedem A1 de coordonate. Minus 3 pe 4 și minus 13 supra 16. Minus 3 pe 4 și minus 13 pe 16. Și dacă știm două puncte A și A1, cum aflăm distanța între două puncte? Avem formula aceea. Da. Care este? Dacă avem două puncte, M1 de coordonate X1, Y1 și M2 de coordonate X2 și Y2, atunci M1, M2 egal cu radical din X2 minus X1 la pătrat, exact cum ar veni modulul. Nu? Da. X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Vezi? Ai uitat formula? Nu-i bine. Dar eu de unde, cum de o știu? Hai să vedem. Am mai făcut o, fac încă o dată. Și sunt mari, să rețin. Păi, eu ce să fac mai e? M1 de coordonat X1, Y1 și M2 de coordonate X2 și Y2. Ei, deci ăsta este X1. X1. Iar pentru asta altă este cine? X2. Deasupra este X2. Aici am Y1 și respectiv Y2. Și eu vreau să aflu așa ceva. M1, M2. După asta și notez cu M3 aici. Știi tu cât e de mare asta? Este X2.
minus x1. Este x2 minus x1. Din x2 scădem pixul, da? X2 minus x1. Dar asta de aici. X, nu, y2 minus y1. Y2 minus y1. Și n-am decât să aplic Pitagora în triunghiul ăsta de punct. Da. Deci spunem în triunghiul M1, M2, M3 înseamnă că M2 la pătrat este egal cu M2 la pătrat plus Y2 minus Y1 și atunci numai M1, M2 radical din X2 minus X1 la pătrat plus Y2 minus Y1 la pătrat. Da? Deci e simplu. X1 minus X2 la pătrat plus Y1 hai să-l ținem minte că dacă da. Demonstrăm de fiecare dată, pentru de fiecare dată timp, nu are rost. Anumite lucruri trebuie să le ținem. Da? Și acum, ne întoarcem la problemă. Avem cele două puncte. La care coordonate le știm, nu? Da. Scriu distanța între cele două. Pur și simplu. Deci A1, A2. A1, A. Așa am notat. Da. A1, A. Sau distanța dintre A1 și A. E radical din. XA minus X1 tot la pătrat. XA minus XA1 la pătrat. Plus YA minus YA1 la pătrat. Aici fiind la pătrat, n-are importanță oare. Da. Și egal cu radical din. Cât? Este minus 3 plus 3 pe 4. Minus 3 plus 3 pe 4 la pătrat plus 2 minus 2 la pătrat. 2 minus timpul, e vezi, dacă s-a... Nu, 40 minute. Da, 2 minus... 2. 2 plus 13. Nu, 2 plus 3, da. Plus 13 pe 16, așa da. 16 la pătrat. Și egal cu radical din... Cât ar face? Minus 12 plus 3. Minus 11 pe 4. Face minus 12 și cu 3. Așa vine, nu? Minus 12 da. Plus 3. 9. Da. 9 pe 4 la pătrat plus 32 plus 3. 45 supra 16. Pe 16 la pătrat. Și egal cu radical din 81 pe 16 plus 45 ori 45. Ia vezi cât face. 45 ori 45. 2075. 2075 supra 16 la 2. Da? Da. Și facem egal cu radical din. E 2025. 2025, da. 2025. Și acum amplificăm 16 și vine 81 ori 16 plus 2025 supra 16 la pătrat. Și face egal cu radical din 81 ori 16. 1296. 1296 plus 2025 totul supra 16 la a doua și face obținem egal cu 3321 supra 16 la a doua. Nu cred că 3321 este pătrat perfect. Nu știu ce să spun. Nu sunt
ar trebui să se termine cu 1 ceva. Dar jos ar fi supra 16. Primii 321. Nu știu dacă dă pătrat perfect, dar puțin probabil. Dar ideea de lucru. Hai să vedem ce a fost aici, cum a fost, ce a fost important. Distanța de la un punct la o dreaptă este și o formulă. Nu știu dacă vă dați formula aceea, distanța de la un punct la o dreaptă. Okay. Nu vă dat-o. Nu-i nimic. Doar că nu a dat-o, o să o vedeți la clasă. Dar noi, neștiind-o, am muncit aici. Da. Și cum am muncit, ne-am gândit, am gândit așa. Dar am dreapta, punctul exterior, trebuie să găsesc drumul cel mai scurt. Asta e distanța noastră. Deci trebuie să duc perpendiculara, pe dreaptă. Locul unde taie piciorul perpendicular am notat cu A1, da? Și în data am aflat pe A1, am scris ecuația perpendicularei, am intersectat cele două drepte și am găsit punctul A1, după care a trebuit să scriu distanța de două puncte. Formula pe care nu mai știam. Dar ne-am amintit, nu sper să nu mai apară situații de acestea. Mai sunt probleme? 1, 2, 3, 4 probleme. Mai să vezi dacă am timp aici până la 50 de minute, dacă nu... 46. Ia să vedem cum arată problema asta, poate o putem face. Distanța dintre dreptele paralele de 1 și de 2 de ecuații. Două drepte paralele și trebuie să găsim distanța între cele două, da? Da, ți-ai făcut un plan de rupt, acum ai gândit. Deci, avem așa. Dreapta de 1 de ecuație. Care este? X plus 2Y minus 6. X plus 2Y minus 6? Da. Îi dau cu 0. Și am dreapta de 2. 2X plus 4Y minus 11. 2X plus 4Y minus 11. Minus 11 egal cu 0. Cu 0. Și trebuie să găsim distanța între cele două drepte paralele. Pare sunt paralele? Am putea verifica? Da? Da. Noi am putea verifica? Da. Le restim ecuațiile și aflăm pantele. Da. Și apoi verificăm dacă au aceeași pantă. Iată, repede. Deci ar veni că Y la prima ar fi egal cu cine? Y egal cu... Sau 2Y deodată. Ai 2Y egal cu minus X plus 6. Y egal cu minus 1 pe 2 plus 3. Da. Deci, M indice de 1, panta primei drepte, minus 1 pe 2. La dreapta a doua. 4Y la cu minus 2X plus 11. Minus 2X plus 11. Y egal cu minus 2 supra 11. Y egal cu minus 2. Da, minus 2 supra 4. X plus 11 pe 4. Care face minus 1 pe 2. M de 2 egal cu minus 1 pe 2. Deci, am 2 egal cu tot cu minus 1 pe 2, da? Minus 1 pe 2x am început să o văd. Da, și am 2 egal tot cu minus 1 pe 2. Da, într-adevăr, de 1 paralel, paralel cu de 2. Deci, cele două drepte sunt paralele. Cum? Să luăm două puncte și să ducem cum ar veni perpendicular din de 1 pe de 2. Deci, hai să zicem așa. Ne închipuim că astea ar fi cele două drepte paralele. De 1, că știm sigur că se întâmplă așa, și de 2. Da. Cum aș afla eu distanța între două puncte? Data trecută am știut un punct exterior. Da. Și m-am descurcat, am dus perpendicular, am găsit punctul acela, acum... Eu nu știu cum să le-au ăsta și să fie așa perfect făcut, încât să fie... Că dacă e un pic de așa, știi? Nu mai este distanță. Păi...
ar trebui să luăm un punct de pe D2. Un A de pe D2. Să știu coordonatele. Și cum sunt în problema de mai înainte. Da. Trebuie să scriu distanța de la un punct la o dreaptă. Și ai văzut cum duci. Și duci perpendicular asta, asta faci în 10. Da? Cum am găsit? Cum am putea lua un punct pe o dreaptă? Păi dacă am fi în sistemul de axe cartezian, ar fi ori x, ori y fi 0 și y să aibă, dacă x e 0, y să aibă valoare. Sigur, păi așa se face. 0 x o valoare și găsești y corespunzător. Da. Deci de pe D2 ne ducem, da? Da. Deci A aparține lui D2. Ca să-i găsim coordonate, le zicem x egal cu 0 și y cu cât este? Dacă 4y egal cu 11, y 11 egal pe 4. 11 pe 4. Și atunci aș avea punctul A mare de coordonate. 0 și 11 pe 4. 11 pe 4. Și acum, A de coordonate, 0 și 11 pe 4. Puteam să am dat noi 0, dar da, 0 cu 1. Orice altă valoare găsim y cu pereche de x și y găsim, care verifică ecuația aici. Avem panta și avem... Adică panta e moștim că este minus 1 pe 2, da. Ori este, ori este același lucru, că sunt paralele. Scrim ecuația de când îți dă un punct și o direcție. Vin y minus 11 pe 4 egal cu minus 1 pe 2 ori x. Ori x. Înmulțim cu... 2. Cu cât? Cu 4. 4, tot, da. 4y. 4y. Minus 11 egal cu minus 2x. Adică 2x. 2x plus 4y plus minus 11 egal cu 0. Da. Și acum, odată știut ecuația perpendiculară acesteia, care trece prin A, găsim pe A1. Cum? Intersectând dreapta de 1 cu perpendiculară asta. Da. Perpendiculară, ecuația perpendiculară o avem. Am de 1 o scris de desubt. Care am de 1? X plus 2 minus 6. X plus 2 Y. Minus 6 egal cu 0. Și? Ce facem? Să înmulțim. Nu, vedeți, înmulțim cu minus 1 pe asta. Îmi vine 2 X plus 4 Y. Minus 1 scris egal cu 0. Și minus 2x minus 4y. Nu. Cu cât am zis? Cu minus 2, nu? Da. Minus 4y plus 12 egal cu 0. Și atunci, iată, vedem ce se întâmplă aici. 2x. Se duc amândouă. Păi e o greșeală. Hai să vedem unde am greșit. Deci am luat pe dreapta Z2, am luat X-ul egal cu 0 și Y este 11 pe 4. Mm. Da? Y este 11 pe 4. Și panta este minus 1 pe 2 și scrim ecuația trecută în funcție de Y minus 11 pe 4 egal cu minus 1 pe 2 ori X. Adică 4Y minus 11. Noi deja aveam ecuația dată la D2. Trebuia să aflăm ecuația lui A... A perpendiculare. Da, și noi am aflat-o pe al D2. A, trebuia să schimbăm panta. Da. Și putem schimba, deși... cât trebuia să spunem aici? 2. 2, da. Da? 2 pe lângă... X minus 0. 2X. A, n-a scris ecuația perpendiculare, ci a scris aceleași drepte. Da? Deci da. A... era echivalența acolo. Și atunci 2, nu, 4y-11 4y-11 4y sau minus 2x plus 4 minus 2x plus 4y minus 11 egal cu 0 sau 2x minus 4y 2x minus 4y. Așa a fost, nu? Da. 2x minus 4y plus 11. Da. Egal cu 0. Iar cea de-a doua este x plus 2y. 2y
minus 6 plus 2 y, minus 6 egal plus 0. Și înmulțim aici cu, cred, cu minus 2. Și devine 2x minus 4y plus 11 egal cu 0. Și minus 2x plus, nu, minus 4y plus 12 egal cu 0. Plus 12 egal cu 0. Și atunci avem minus 8y plus 23 egal cu 0, adică y egal cu 23 pe 8. 23 pe 8. Și cu y cu acesta află x-ul. Din locuim în prim, în x cu 2, da, da, da. Vine x egal cu minus 2 ori y ori 23 pe 8 plus 6. Și egal cu 2 cu 8. Simplificăm și face 4. Da? Da. Și vine minus 23 pe 4 plus 6 face minus 23 plus 24 minus 1 plus 1 1 pe 4 1 pe 4 înseamnă că A1 ce coordonate are? Punctul A1, am găsit coordonatele? 1 pe 4 da. Și 23 pe 8 23 pe 4. Și acum scriem ecuația, scriem distanța. 23 pe 8. 23 pe 8, da? Da. 23 pe 8. Scriem distanța între două puncte. A. O știm bine, nu? Cum da. Vine acolo. Radical din A, A1. Sau distanța între A și A1. Egală cu radical din XA minus XA1. 23 pe 8. Nu. 1 pe 4 minus 0, adică 1 pe 16 da. Plus 23 pe 8 minus 11 pe 4 la pătrat. Da. Egal cu radical din 1 pe 16 plus amplificăm cu 2, 23 minus 22 va veni 1 pe 8. Deci 23 minus 22 face minus 1 pe 8 la pătrat din 1 pe 64. Da. Și calcul radical din amplificăm 4 radical din 5 pe 64. 64. Și calcul radical din 5 pe 8, da? Da. Și cu asta am aflat. Și cu asta cred că închis și nu? Da. S-a făcut? Da.